Mulțumim organismelor de presă care sunt astăzi prezente aici pentru amabilitatea de a curs invitații ca să putem disemina ceea ce am discutat, adică probleme legate de dezvoltarea județului Cluj prin fonduri europene, în special și în mod punctual a zonei Cluj-Câmpia Turzii și a comunelor limitrofe și de ce nu poate și probleme legate de dezvoltare mai largă a județului, chiar dezvoltare regională. Pentru asta aș dori să o rog pe doamna viceprim-ministru să facă o scurtă declarată de presă, după care așteptăm întrebările dumneavoastră. Prima parte a zilei în municipiul Cluj-Napoca, împreună cu domnul primar Emil Boc, cu domnul europarlamentar Daniel Buda, cu domnul prefect Mircea Budean, am discutat despre investițiile în sistemul de sănătate din județul Cluj și din municipiul Cluj-Napoca. Astăzi aici, alături de domnul primar Matei, am discutat despre dezvoltare locală pentru municipiul Turda și municipiul Câmpia Turzii. Practic, sunt două componente care au fost prioritare pentru guvernul Partidului Național Liberal în această scurtă perioadă de guvernare, marcată de o problemă de criza sanitară și criza economică generată de această criză sanitară. Dar evident că atunci când te confrunți din prima zi a guvernării cu foarte, foarte multe probleme, trebuie să stabilești niște priorități care să te conducă la finalul misiunii guvernamentale, la rezultate concrete în materie de calitate a vieții pentru oameni. Pentru că aceasta e misiunea noastră a tuturor atunci când deținem funcții de demnitate publică. Și partea sanitară a fost prioritatea zero în condițiile în care am preluat un sistem făcut praf și a trebuit să-l gestionăm astfel încât să trecem țara prin această criză sanitară, iar dezvoltarea autorităților publice locale a fost simultan cu dezvoltarea infrastructurii de transport o prioritate, pentru că autoritățile publice locale sunt cele care, dacă sunt sprijinite și au inițiativă, atunci pot să ducă roata dezvoltării până la nivel de fiecare cetățean din țară. Evident că aici, în județul Cluj, situația este una pozitivă, pentru că bunul management și buna practică de la nivelul administrației publice locale sunt deja emblematice pentru întreaga țară. Dar evident că și aici, dacă există sabotaj, se simte la nivel de populație și domnul primar Emil Boc a menționat chiar astăzi că niciodată nu a mai simțit un guvern atât de aproape de administrație, așa cum a fost guvernul Partidului Național Liberal. De ce? Pentru că atunci când s-a venit cu o idee de dezvoltare, noi am sprijinit-o. Cum am sprijinit-o? În primul rând, creând contextul legal și, de asemenea, prin finanțare. Pe partea de investiții publice, România în acest an a avut o sumă record de investiții publice și până în acest moment și va fi până la finalul anului. Investițiile publice se vor ridica undeva la 55 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă cea mai mare sumă alocată investițiilor publice din ultimii 10 ani
și mai ales comparativ cu ultimii 3 ani de guvernare PSD și cele 3 guverne PSD. Raportul este de 2 la 1. Dacă în perioada, în anii 2017, 2018, 2019, nivelul investițiilor publice se ridica undeva la 20-30 de miliarde de lei, anul acesta, până la finalul anului, vom merge spre 55 de miliarde de lei. A doua sursă de sprijin pentru toată lumea și pentru autorități locale și pentru oameni la nivel general a fost aceea fondurilor europene. Și aici, împreună cu domnul ministru al fondurilor europene, Marcel Boloș, am reușit ca acest guvern să aibă cea mai mare rată de absorpție a fondurilor europene de la momentul integrării în Uniunea Europeană. Unde am cheltuit acești bani? În primul rând, în sistemul de sănătate. Greu încercat. Și tot cu fonduri europene, în sistemul de sănătate din România, până la acest moment, am investit peste 6 miliarde de lei. Doar în județul Cluj, cu cele 6 contracte pe sistemul sanitar care încă urmează să fie care urmează să fie finalizate și să fie semnate, vom investi aproximativ 58 de milioane de euro. 58 de milioane de euro investiții în sistemul de sănătate din județul Cluj. De asemenea, fondurile europene atrase au țintit și spre autoritățile publice locale, dar pentru reprezentanții autorităților locale, cea mai atractivă parte o reprezintă deja viitorul exercițiu financiar și începutul de dezvoltare din următorul exercițiu financiar, căruia îi se adaugă Planul Național de Redresare și Recuperare pe care noi l-am lansat ca urmare a suplimentării bugetului de dezvoltare prin fonduri europene obținut de președintele României de aproximativ 30,4 miliarde de euro, ajungând la un total de fonduri europene de 80 de miliarde de euro pentru România următorilor minim 7 ani. Acești bani creează, practic, o luminiță de la capătul tunelului, îmi place mie să spun, pentru că așa este. Ele dau perspectiva de finanțare pentru marile proiecte pe care și le propun oamenii cu inițiativă. Pentru că, până la urmă, diferența între realitate și ficțiune este dată de punerea în practică. Cum poți să pui în practică o idee bună? În mare parte dacă ai bani. Pentru că inițiative sunt multe, dar trebuie să ai și finanțare. Iar pentru dezvoltarea autorităților locale și comunităților locale despre care am vorbit astăzi aici, în Burda și împreună cu primarul din Câmpia Turzii, vom avea în următorul exercițiu financiar, doar pe Planul Național de Redresare și Recuperare, 3,6 miliarde de euro. Și acești bani vor merge în proiecte de mobilitate urbană, de regenerare urbană, de smart village, smart city, de valorificarea patrimoniului cultural și natural, astfel încât, împreună cu partea de digitalizare a autorităților, a instituțiilor publice și administrației publice, să putem să punem la dispoziție și servicii rapide, dar și proiecte de interes major pentru oameni, astfel încât să creștem calitatea vieții. Aceasta, practic, este sinteza unei întâlniri consistente pe care am avut-o astăzi în județul Cluj. Și eu sunt bucuroasă să spun că acest guvern, cu ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș, este un guvern care, dincolo de gestionarea unei situații fără precedent, a creat plus valoare economică, menținând economia cu rata cea mai mare de creștere economică, comparativ chiar și cu alte țări europene, dar în același timp
a pus bazele unei dezvoltări durabile și sustenabile în următorii ani, cu o singură condiție. Condiția ca din 6 decembrie țara să rămână pe mâinile unor oameni pricepuți și oameni dedicați interesului public și să nu se reîntoarcă la un management național care a fost în mare parte în guvernarea PSD subjugat intereselor infractorilor și nu interesului public. Dacă aveți întrebări. Până vă gândiți la o întrebare, vreau să vă dau o veste bună. Domnul primar s-a implicat în primul moment când am gândit dezvoltarea comună, Câmpia Turzii Cluj, Câmpia Turzii Turda Cluj, la ce înseamnă traficul greu din Turda de astăzi. Cei care vin astăzi de la București și vor să meargă la Bistrița sau la Baia Mare, pe unde vin? Vin prin Turda, traficul greu mai ales. Și merge și intră pe centură, după aceea, de la încele la Pahida. Vreau să știți că prin implicarea comună, prin Ministrul Transportului și cu Guvernul Orban, și prin implicarea vicepremierului și a Ministrului Fondurilor Europene, drumul care leagă autostrada de Cluj-Turda este prins în planul de reziliență al Guvernului României. Verificați la pagina 237 și veți vedea banii alocați. O să vă spun că deja contractul pentru studiu de fezabilitate este semnat, în februarie va fi gata și se organizează licitația în februarie anul viitor cu o durată de execuție de 7 luni. Deci, sfârșitul anului viitor, începutul lui 2022, sunt șanse ca dumneavoastră, domnule primar, să scăpați de traficul greu de aici, de aglomerația din Turda și noi să scăpăm de aglomerația din Baciu și de pe Bulevardul Muncii pe calea Baciului. Pentru că ea se descarcă de pe autostradă și vin prin Cluj și pleacă să meargă spre Bistrița sau spre Baia Mare. Deci, lucrurile acestea se întâmplă că, din primul moment, cu acești bani europeni despre care colegii mei, miniștri, au vorbit, cu aplicare directă de aici. Iar Ministrul Transportului, care din nefericire nu este prezent azi aici, dar a fost la Cluj, a menționat împreună cu Ministrul Boloș în planul de reziliență și această centură de ocolire, cum să spun, a municipiului Turda până la urmă și care va scăpa Turda și bună parte și Câmpia Turzii de traficul acesta de coșmar pe care îl avem pe această lume. Spuneați-mă că înainte, domn primar, dar acest lucru, dincolo de cele 80 de miliarde de euro care schimbă în bine viața românilor, mai spun un lucru cu permisiunea dumneavoastră, chiar dacă eu le treziu, am depășit programul, dacă aș fi pensionar sau dacă aș fi om activ, ajuta PNL-ul în 6 decembrie cu ambele mâini. De ce? Să nu creadă cineva că banii de pensii vor fi la nesfârșit din împrumutul. Dacă nu produci și prosperitate și de undeva să vină banii la fondul de pensii. Ceea ce face PSD-ul, că se tot împrumută la nesfârșit și câte 4 miliarde de euro din banii bugetului să plătești la fondul de pensii, vor fi la nesfârșit. Pentru asta trebuie să ai o economie care să producă să ai bani pentru pensii. Deci dacă aș fi pensionar, m-aș uita la aia care au capacitatea să-mi asigure pensia pe termen lung să fie plătită. Asta te face numai un guvern PNL și cu acești 80 de miliarde de euro pe care a dus președintele României și premierul. Iar dacă aș fi un tânăr activ și m-aș veni la pensie, aș vota un partid care să mă asigure că sunt locuri de muncă, sunt investiții, ca să fie în continuare bani la fondul de pensii și când o să ajung eu să mă pensionez. Deci dacă vrei să avem această siguranță, cred că 6 decembrie, dincolo de decizia politică majoră în ce direcție merge țara asta, ca banii aceștia europeni să se cheltuiască în România, pentru că dacă vine un guvern, Doamne ferește, PSD, banii europeni n-ajung în România. Uitați-vă ce s-a întâmplat în perioada 2017-2019, când am avut un guvern PSD și a fost aproape la marginea Europei. Era pe cale de a ieși din Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu dă banii ăștia dacă nu avem un stat de drept. Dacă nu avem încredere în instituțiile fundamentale ale statului, independența justiției și celelalte lucruri. Uitați-vă ce se întâmplă cu Polonia și Ungaria, care este la marginea Europei datorită faptului că nu respectă statul de drept. Banii, o spus Uniunea Europeană, vin dacă ai un guvern care să respecte democrația. Ori guvernul PSD știți bine că nu are în ADN democrația, nu are statul de drept
Nu lăsați să se piardă această șansă a României pentru următorii 10-20 de ani de modernizare, aducând la guvernare pe cei care au dus-o la marginea Europei. În mod necondiționat, aș dori să intervin, să vă mulțumesc pentru eforturile pe care le faceți, pentru susținerea care au acordat Turzii, Câmpiei Turzii, domnule primar Boc. Vreau să vă mulțumesc tuturor celorlalți care lucrăm în aceeași echipă pentru eforturile considerabile pe care le facem toți pentru ca acest județ să fie Fruncea până la urmă, așa cum este astăzi. Nu ne rămâne decât să muncim și să facem pentru populație tot ceea ce trebuie făcut. Sigur, sunt foarte mulți bani care au venit, sunt acolo și trebuie să-i atragem pentru a aduce la bun sfârșit toată strategia pe care ne-am propus-o. Vă mulțumesc pe urmă tuturor! Puteți să-ți sintetizați despre ce ați discutat referitor la Turda și Câmpia Turzii înainte de intrarea noastră, principalele obiective, știu eu. S-a discutat despre ceea ce s-a întâmplat în Turda, începând din 2016 încoace, s-a discutat despre ce s-a întâmplat în Câmpia Turzii, în special în cele două comunități, s-a discutat despre proiectele municipiului Cluj-Napoca, despre proiectele județului, care până la urmă sunt proiectele tuturor, care într-o viitoare, zic eu, într-o viitoare discuție de sinteză pe care am avea între anumiți factori de decizie din cele trei comunități, o să vedem exact strategia care trebuie abordată, chiar dacă până acum au fost niște gândiri, s-ar putea să fie dezvoltate. Eu am, de exemplu, am avut astăzi o propunere ca acest tren metropolitan care este gândit de municipiul Cluj-Napoca sau de conducerea PNL din județul Cluj să fie, să vină mai aproape de Turda, ținând cont de faptul că și zona noastră este o zonă de interes sau de mare interes în cele ce urmează, va fi o zonă care se dezvoltă foarte mult. Dar asta au fost proiectele, le știți, sunt comunicate și de Turda, de Câmpia Turzii. Dacă aveți întrebări punctuale, vă stau la dispoziție. Mulțumesc, domnule primar. Domnule primar, dumneavoastră ați spus că nu vă mulțumim foarte mult despre toate. Și vă dorim sănătate.